știu ce tren duc pește prăjit ăsta, dar scrie pe el București, Pitești, Piatra, Piatra Old și sunt vagoane din astea ciudate. Plus geme. Plus nu pleacă niciunde. Adică nu arată pe tabelă nimic. Acela îi București, Brașov, un tren Regio, plus ăsta îi ceva. O fi fost, or va fi, dar nu cred că aia ce scrie pe el. Chiar sunt vagoane interesante astea, e tren Regio de Pitești, care merge mai departe Piatra Old. Tare de tot, no, e bun. Bine de știut. De-aia am întrebat, pentru că nu știam care e faza cu ea, că erau vagoane din astea ciudate, dar ziceam de deschis teoretic. Practic nu știu dacă chiar e așa, dar... Na, mă rog. Istorie pe roți, fraților, istorie pe roți. Se manevrează ceva tren. O fi Constanța sau ceva de genul. Oricum te spune, ori Brașov. Nu știu, dar linia aia ce o fi. O să mă uit. Interregio 1631 București-Brașov, aia o fi. M-am uitat. Dimineața, fraților, ora 7:07. Se manevrează mai multe trenuri. Printre altele, trenul Prietenia, care o sosit nu demult de la Chișinău. Chișinău Iași. Foarte tare. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Sunt aici la Gara de Nord București și vom face un video cu ultimele trenuri din 2023 din București, Gara de Nord. Așa că haideți să dăm drumul. Data oricum e 27 decembrie 2023, ora 7:12. Suntem aici, deja am sosit cu trenul de noapte de la Iași la București.
Am stat aici deja, am mâncat și la Mac. Doamne ajută să ne fie de bine și prindem ultimele trenuri. Vedem câte prindem, trenuri de dimineață mai mult, că apoi nu avem alt program. Așa că haideți. Trenul Interregio 1591 București-Craiova o să plece cu întârziere, ide pe linia 2, acolo se galează acum. Da, nu. Două minute trebuie să plece, dar nu o să plece. Are plecare vreo 5 minute întârziere, la plecare chiar. Deci, da. Destul de lung, na, interesant. Cum de are atâtea vagoane. Pleacă trenul către Brașov. Și-a plecat către Craiova. Ce trenul fi ăsta? Bună întrebare! Tu ești, Regio!
Ploiești, București. București, Pitești, Regio Express, cred că. Da, acel tren se galează afară. Și mai vine ceva. Ia să vedem ce. Ce-o fi aia? Nu știu, stai să vedem. Regio Express Craiova-București. Așa pare. Sau de fapt Interregio 1594. Mă rog, Craiova-București. Mă rog, asta e. Regio Express 5400 sub București Nord. E bun.
trenul se egalează. E bun, e bun. Ah, Târgu Jiu, Petroșani. București Nord-Deva, 1823, Interregio. Am video și cu acest tren, vă recomand. Haideți că imediat e 8 dimineața, noi am filmat niște trenuri bune acum, așa de dimineață, printre ultimele trenuri din 2023, așa că eu o să-mi iau rămas bun așa cum am văzut la voi de acest video fantastic de la București Nord, de la, aici în Gara de Nord. Ziceți prea asta despre tot ce ați văzut în acest video aniversar de a încheia acest an în cea mai importantă stația CFR sau să zicem așa gară din România. Dați un like, dislike, oricare contează, distribuiți mai departe atinge și coțelul și ne vedem în următorul videoclip. Salutare, pace, să fiți iubiți! Bye! Că e și timpul de plecare deja pe aici, nu. Dacă vrei să continui următorul video alături de mine, dă click pe videoclipul de mai sus.